Surse din Ministerul Transporturilor au precizat pentru Realitatea Plus că în acest moment Metrorex lucrează la elaborarea documentațiilor necesare în vederea aprobării planurilor urbanistice zonale, dar și la documentațiile necesare în vederea emiterii acordului de mediu. Fostul ministru al transporturilor, Cătălin Drulă, spune că proiectul s-a blocat în birocrație și nu ar putea să fie finalizat până în vara anului 2026. Suntem cam în depășire în prelungirilor, la fel cum s-au mișcat Ministerul Transporturilor și Metrorex pe acest subiect. Din păcate, pare foarte, foarte târziu pentru acest proiect, care este un proiect extraordinar de important pentru București. Dacă lucrările nu vor începe cât mai curând, nu există șanse să fie finalizat în 2026. Și deja, așa cum spuneam, întrebările sunt mari. Metrorex așteaptă semnăturile și ștampilele pentru a începe lucrările pe secțiunea Gara de Nord, Gara Progresul. După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, se va demara și procedura de atribuire. Contractele dintre Ministerul Transporturilor și societățile câștigătoare trebuie să fie semnate până la finalul anului 2023, potrivit Planului Național de Redresare și Reziliență. Fonduri de la Comisia Europeană au fost alocate doar pentru secțiunea Gara de Nord, Filaret, care va avea o lungime de 5,2 km. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, este sceptic în privința realizării metroului din București prin PNRR și spune că cele 300 de milioane de euro ar putea să fie mutate pentru construirea și reabilitarea căilor ferate.